Salutare, mă, ce fain noi! Băi, fraților, ne-a venit aici un pachet tocmai din America, frate, și nu știu ce este, sincer să fiu, de la DHL. Avem o surpriză probabil de la cineva. Hai să vedem! Păi bun, hai să tăiem de aici să vedem care este fața, poate cu atenție, poate o fi vreo bombă pe aici, cine știe, dacă de la americani nu-i deja cu coși de aia. Să o desfacem aici și pe partea asta la altă și hai să vedem ce este aici în cutiuță. Sper că găsim ceva... What the fuck, ce e asta? Este un focus, văd aici că ne-a trimis aici cineva... Bă... Pun la focus, frate, dă-te în pula mea. Bă, deci eu am vorbit cu băieții ăștia de la Swiss Kendama, frate, și ne-au trimis, practic, o kendama și câteva sticăre de la Swiss Kendama. Super mișto, frate, deci am primit prima kendama din viața mea, originală. Și pe lângă că kendama asta este super awesome și este originală, este chiar de la mama ei, de la Swiss Kendama, am spus, coletul ăsta este din America. Am așteptat ca mostrând după el, le-am scris pe pagina de Facebook și practic ei ne-au sponsorizat cu această kendama, frate. De bea aștept să fac niște ticuri cu ea. Totodată văd că avem aici în pachetul ăsta, nu știu ce este, că ei nu mi-au spus, ei mi-au spus că doar că au o surpriză pentru mine. Hai să vedem. Oh my god! E un fel de tricou cu kendama și are practic asta în gură, așa știi, kendama. Super tare, frate! Bine, este puțin mototolită, dar na, pana mea, este destul de tare. Ia să vedem ce scrie aici pe el, este ce mărime este, sper că îmi vine mărimea. A, este o mărime XL, cred că m-am văzut așa mai mare. Tare rău, tricou, mersi mult, băieți! Thanks for this package, it's very awesome, and this kendama is the best on the Europe, USA, or the world. Now I got a trick. Ei nu știu engleză, nu de alta, știi, și am încercat să vorbesc așa cu ei ca să ne și înțelegem. Și șapca asta, văd că este foarte, foarte tare, uite, snapback, super mișto de la Focus. Ia să vedem ce are pe aici înăuntru, văd că avem aici ceva clasic, adică este foarte mișto pe asta de clasic, dacă scria și colo pe aia era numărul 1. Și adineauri mi-am dat seama că practic am spus că ei nu știu engleză, dar vreau să știu că zic că nu știu română. Deci, thanks guys for this kendama, this șapcă? And this t-shirt is mega awesome. In Romanian is șapcă, in English is like a hat or something. Și văd că și pe spatele tricoului găsim aici sweets, super tare. Am crezut că o să-mi fie mic, dar se pare că XL la americane ăștia sunt cam perdele. Ce-mi plac șapcile! Swag! Pentru că băieții de la Swiss Kendama sunt foarte drăguți, ne-au trimis aici și niște stickere, frate, foarte, foarte mișto. Și ăsta cu Doing Kendama, super tare și lab. Bă, o să lipesc unul pe birou. Acum o să lipesc aici un sticker cu ei, frate, pentru că mi se pare foarte, foarte mișto și îl pun aici pe masă. Mersi frumos, băieți! Și o să mai lipesc încă unul aici pentru că și ăsta îmi place la fel de mult. Super, super tare. Thanks! Bă, toate ca toate, dar să facem și noi un unboxing, nu? Că pentru asta am venit aici. Hai să vedem cum se deschide, cred că pe aici se deschide, ok, deci asta a fost sigilată, ok, ok. Hai să o deschidem de aici. Bun, deci cam așa arată, mamă, dar ce culori, nu știu, mi se par culorile super, super mega, stai să mi se focalizeze. Mi se pare super, super mega tare, nu știu, este foarte genială, sincer. Și aici scrie sweets, super mișto. De-abia aștept să fac acum niște tricuri cu ea, dar o să o las puțin jos ca să văd ce mai am și în cutie. Nu de alta, dar n-am primit niciodată una originală și nu știu cum e. În cutie, practic, văd că mai găsim o chestie aici care, uite, mai sunt aici niște stickere cu Prime, super, super, mega mișto. Aici mai avem o ață, cred că este una sau două, nu, cred că este doar una singură. Avem aici o ață în care putem să o schimbăm în caz că avem nevoie la această kendama, super mișto chestia asta. Și hai să vedem ce face toată jmecheria asta de aici, ia să vedem. Cred că sunt niște instrucțiuni de folosire. Uite, văd că avem aici toate chestia asta de Tamaval, uite, grip, așa se numește practic, candlestick grip. Avem aici Ken Grip și Sara Grip. Da, super mișto chestiile astea. Eu nu le știu cum a venit după nume, însă am văzut și eu la alții. Uite aici cum se asta. Deci asta este Tama, practic. Asta e Sarado și asta este Kenul. Am înțeles. Uite, bottom cap, double knot. Avem aici receiver hole. Mamă, super tare. Sunt super, super mega. Small cup, big cup, double cack. Bă, fără doar să poate, pe mine nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează asta. Băi, prima dată o să încerc pe cupa mare. Le luăm pe toate la rând să vedem dacă putem să ne descurcăm. Oh, respect! O să încerc acum cu cupa mică. Respect! O să încercăm și în curte, să vedem dacă cu simțul găurii ăsta cum e. Îți place în curte, te-ai prins? Ha! Ultima și cea mai grea, am văzut că e schema asta pe care o fac toți. Respect! Wow! Încercasem. Două încercări. Nu știu cum să vă zic eu, dar eu sunt mai și level pro, așa înțelegi? Și m-am gândit să fac așa o schemă de-asta.
Mamă, ia-ți-o pe asta! Ai văzut-o? Respect pentru bagă-l în gaură din cap! Eu am mai văzut și alte scheme date, așa cum era și la în altă parte. Nu mai pot să mai respiră degetul, Alexandra, ia, ajută-mă. Băi, o chestie pe care am observat-o aici, uite, deci cum a venit, asta are un fel de biluță acolo, ceva de genul ăsta și probabil de asta alunecă așa de bine, știi, pe toată chestia asta de kendama. Deci mie mi se pare super mega tare, știi? Adică, respect. Bă, toate ca toate, eu o să vă las linkul în descriere dacă vreți să vă achiziționați și voi una de asta și noi o să ne vedem pe data viitoare. Poate mai văd niște scheme până atunci, face și din asta, bă! Ha-ha. Ne vedem pe data viitoare, link în descriere dacă vreți să vă luați una. And for my boys from United States, Swiss Kendama, thanks for this swag and this Kendama, much respect for you guys. Hai să vedem. Oh, swag! Nu chiar. And motherfucker, if you don't buy this, I kill you. Hai să vedem dacă putem spune și noi pe Cuba Mare întâi. O să iau toate cupele la rând, să vedem dacă punem pe prima cupă, prima... O să șterg acum cu cupa mică. Și ultima și cea mai grea, am văzut că e schema asta pe care o fac toți. And if you don't buy this... I kill you. And if you don't buy this... I kill you. Alexandra, tentativa de a face schema 1. Varianta 2. A treia variantă. Numărul 4 este cu noroc. Nici atât. A cincea oară poate? Nu chiar. Nici măcar a șasea? A șaptea oară se anunță cu noroc? By the way, guys, ăsta este primul vlog filmat cu Canon-ul meu, G7X Mark II, să-mi spui și mie cum vi se pare, sincer. I kill you.